Înainte de a face prezența, vreau să vă transmit că avem sentința numărul 169, rămasă definitivă, solicitată și transmisă astăzi către înregistrată la noi astăzi, prin care respinge acțiunea formulată de reclamantul prefectului județului Iași în dosarul 6200 cu privire la demisia domnului Veșleagă. Deci de astăzi, domnul Veșleagă, putem spune că nu mai poate participa la ședințe. Sentința este definitivă. Data rămânerii definitive. Data este de 19.04.2023, comunicată astăzi, 26.04.2023. De asta nici nu l-am trecut pe domnul Veșleagă pe prezență, pentru că odată ce s-a respins acțiunea prefectului, domnul Veșleagă nu mai face parte din Consiliul Local. Cu asta fiind spus, ca și completarea, poate să rămână la invitat. Intrând în rândul acestor documente, în posesia acestor documente, voi demara procedura pentru validarea supleantului. Sperăm să poată fi rezolvată. Da. Înainte de a începe prezența, să fac o scurtă prezență. Petre Antăluț. Prezent. Claudiu Violandos. Prezent. Virgil Lucianu. Prezent. Adrian Căpzaru. Prezent. Laura Sorina Leviteanu. Prezent. Mihai Adrian Imbrea. Prezent. Aurel Popuț. Prezent. Nicoleta Carmen Imbrea. Prezent. Aloiz Gabor. Prezent. Daniel Balan. Prezent. Daniel Lazar. Prezent. Aici pe prezență s-o adăugat, eu nu l-am trecut, pentru că intrând în posesia acestei hotărâri, o semna și domnul Veșleagă Ion, da? Ioan, pardon, scuzați. Deci, ca urmare, nu este în funcție. Având în vedere că astăzi o primit domnul Veșleagă în timpul ședinței astea, noi părăsim ședința pentru informarea întârziată pe care nu ați este, făcut-o dumneavoastră. Nu este informare întârziată, dacă vă uitați dumneavoastră, dacă vă uitați dumneavoastră, aceea este comunicată astăzi. Vă urăm succes! Asta este. 246. Deci, în această... Domnul Imbrea, poate stați cu noi aici. Nu, doamnă. I-a făcut semnalul la mulțumesc pe aici. Măcar de dragul Constantin. Da. Să discutăm discuiți lați. De dragul Constantin. Da. Ce este de discutat aici? Ar fi normal să rezolvați problemele comune. Ei nu fac parte din Stimați cetățeni ai Comunei Mircești, vă informez faptul că la această ședință din Consiliul Local, domnii consilieri locali de la PNL, împreună cu viceprimarul, au părăsit sala de ședințe, iar nemulțumirea lor este faptul că astăzi am fost la tribunalul Iași, unde am definitivat sentința prin care consilierul local Veșleagă Ioan a părăsit Consiliul Local al Comunei Mircești. Nu mai face parte din Consiliul Local. Prin sentința numărul 169, rămasă definitivă în data de 19.04.2023 și comunicată astăzi 26.04.2023. Înainte de ședința de Consiliul Local, le-am prezentat-o, le-am adus la cunoștință, iar domnului Veșleagă Ioan i-am solicitat și i-am transmis că nu mai face parte din Consiliul Local și nu mai are drept de vot. Fapt pentru care domnul, așa zis, consilier local Antăluț Petre s-a ridicat, le-a făcut semn tuturor celorlalți din PNL, inclusiv viceprimarului, să părăsească sala, iar aceștia l-au urmat exemplar.
Deci, domnilor consilieri de la PNL, Hălănduț, Virgil Dochițanu, Beșleagă Ioan, Gabor Alois, și în frunte cu Antălus Petre, și mâna lui dreaptă, Imre Adrian, sunteți aleși de către cetățeni să-i reprezentanți în ședințele de Consiliu Local. Pentru cetățeni sunteți aici, nu împotriva lor. Ați fost aleși să veniți la ședințe. Acum, când a venit la tribunal hotărârea prin care Beșleagă părăsește Consiliul Local, v-ați ridicat cu toții și ați părăsit. De ce? Voi nu sunteți consilieri locali? Chiar vă bateți joc de comunitatea aceasta de care ați fost aleși? Am citit articolele de lege prin care voi sunteți obligați să veniți la ședințele Consiliului Local. Începem același circ și aceeași pleiadă de replici și de motive că eu sunt vinovat pentru tot ceea ce se întâmplă, dar voi, ca și consilier local, pe ce ați păpat bani atâția ani, atâția luni? Domnul Beșleagă, de la data din care și-a dat demisia, din 2 august 2022, a luat bani și instanța a hotărât că a venit ilegal la ședințe. De ce? De ce faceți chestiile astea? Unde vreți să ajungeți? Ori sunteți consilieri locali pentru comunitatea Mircești, ori plecați cu toții, cum a plecat Beșleagă. Deci ne batem joc de întreaga comunitate. Nu se poate așa ceva. Dragi cetățenii ai Comunei Mircești, luați atitudine, eu fac tot posibilul ca comunitatea să meargă înainte, să se dezvolte, dar din cauza acestor consilieri locali care boicotează ședințele de consiliu local, nu se prezintă sau se ridică pe bunul plac. Dar ei se ridică aici, dar suntem la bar, venim când vrem, plecăm când vrem, pe banii noștri. Ne vin acum, prin diferite hotărâri judecătorii, ne vin cheltuieli pe care voi nu le aprobați, iar acestea se dublează. Cine le plătește? Consilierii locali sau comunitatea? Vă zic eu, comunitatea le plătește. De ce? Pentru că văd că începeți să faceți tot felul de situații după bunul dumneavoastră plac. Eu vă înțeleg frustrarea, dar nu pot să accept măgăriile și atitudinea pe care o aveți față de cetățenii care v-au votat. Vă mulțumesc foarte mult și sper să înțelegeți că această comunitate se poate dezvolta doar cu implicarea tuturor. Nu prin interese sau tot felul de situații care sunt create de acești indivizi, că nu le mai pot spune consilieri locali. Să avem cu toții parte de numai lucruri bune.